Tragedie după tragedie pe drumurile din județul Olt. Numai în primele două luni ale anului s-au produs numeroase accidente de circulație, unele dintre ele cu urmări foarte grave. Viteza, alcoolul și drogurile reprezintă principala cauză pentru care oameni nevinovați și familii întregi au fost ucise din cauza teribilismului unor șoferi. Poliția are un bilanț negru, numai în primele două luni de la începutul acestui an. De la începutul anului 2023 și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au fost înregistrate 69 de accidente soldate cu victime. Ca urmare a producerii evenimentelor rutiere, au fost înregistrate 11 decese, 13 persoane rănite grav și 72 rănite ușor. Ultima tragedie rutieră și cea mai gravă de anul acesta s-a produs marți seara la Jitaru. Două mașini s-au lovit violent după ce unul dintre șoferi a depășit pe linie dublă continuă și a intrat în plin într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Tânărul care a provocat accidentul, dar și alte trei persoane din cealaltă mașină, au murit pe loc. Alți trei oameni au fost răniți și au ajuns la spital. Alte două tragedii au avut loc pe 27 februarie și 2 martie la Slatina. Angajata Spitalului Județean de Urgență Slatina a traversat strada pe această trecere de pietoni. Tocmai ieșise din curtea spitalului și se angajase regulamentar în traversare, când șoferul, care venea dinspre bulevardul Nicolae Titulescu, a lovit-o în plin. A depășit mașinile ce erau oprite la semafor și a izbit-o pe femeie, aruncând-o câțiva metri în aer. În urma impactului, angajata spitalului din Slatina a murit pe loc. Soțița Halca din municipiul Slatina a murit într-un alt teribil accident de circulație. Se aflau în autoturism pe acest pod rutier când un șofer, un tânăr, tot din Slatina, a intrat pe contrasens și a lovit în plin mașina în care erau cei doi. Femeia a decedat la unitatea de primiri urgențe la scurt timp după accident. Bărbatul s-a stins din viață la secția de terapie intensivă. Patru șoferi au fost reținuți de poliție și procurori în urma incidentelor în trafic. Patru persoane, conducători auto implicați în evenimentele rutiere, au fost reținute pentru 24 de ore, iar pentru trei dintre acestea s-a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Ce fac polițiștii pentru a preveni aceste nenorociri pe drumurile publice? Polițiștii rutieri desfășoară zilnic pe drumurile publice din județul Olt acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și depistarea conducătorilor auto care încalcă normele legale. Comparativ cu gravitatea faptelor, pedepsele pentru șoferii care ucid sunt destul de blânde. Pentru infracțiunea de ucidere din culpă se aplică pedepsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani, dacă în accident își pierd viața până la două persoane. În situația în care, în urma unui eveniment rutier, rezultă mai mult de doi morți, pedepsa poate ajunge până la 10 ani. Pentru consum de alcool și droguri, pedepsa prevăzută de lege este amendă penală sau închisoarea de la 1 la 5 ani.